Da, și lucrul noaptea, asta este foarte bine punctat, este o soluție de avarie, o soluție care nu poate să fie pe termen lung, în care părinții pur și simplu își alocă 2, 3, 4, uneori chiar și 5 ore de lucru activ, începând cu ora 22. Evident, îndreptându-se către o stare de epuizare, un burnout, probabil în mai puțin de 3 luni de zile. Ceea ce nu este de dorit nici pentru copiilor, nici pentru angajatorilor și nici pentru societate, să avem o întreagă categorie de oameni care ar trebui să fie activi și care sunt căzuți, epuizați, căzuți psihoemoțional și care nu mai pot să-și îndeplinească niciunul dintre rolurile pe care le au. Ce le transmiteți și femeilor și mamelor care sunt în pragul epuizării și care poate acum ne urmăresc și își dau seama că nu mai fac față jobului pe care îl fac de acasă, nu mai fac față să aibă grijă de proprii copii care de asemenea învață de acasă? Și ce pot să le spun ca sfat este să ceară ajutorul partenerului, dacă îl au și trăiesc cu el în casă, fără menajamente. Pur și simplu să spună, uite, eu sunt în pragul epuizării, am nevoie să mă ajuți. Și să fie foarte specifică în ce are nevoie ca partenerul să o ajute. Să facă o listă, să ne înțelegem clar, să scrie. Am nevoie să faci micul dejun 3 zile din 7, să faci temele cu cel mic 4 zile din 5, sau să faci tu la matematică că te pricepi mai bine. Deci lucruri foarte specifice, da? Pentru că în felul acesta poți să și urmărești dacă e o colaborare de succes sau nu. Aici, repet, pentru femeile care trăiesc cu parteneri. Pentru cele care sunt singure, și aici este o mare, mare provocare, e foarte complicat. A fi părinte singur este foarte complicat și repet, în vremuri de liniște și pace. Cred că aici ar trebui să avem sau să fi avut înțelepciunea să ne facem un cerc de oameni de bine, de prieteni, cu care să putem să trăim cumva împreună aceste provocări.